regională între o echipă a guvernului reprezentată de colegiul Căruș și Sandor din Covasna. Echipa opoziției Voga Șeamț. Cei care nu au aflat încă numele meu este Emanuel Bedrin, voi avea onoarea și plăcerea, sunt convins, de a prezida această finală. Împreună cu colegii mei arbitri, am rămas 7, pentru că doi au nevoie să gestioneze lucruri administrative, din ordine absolut aleatorie, de la dreapta la stânga, doamna profesoară Genoveva Cerchez, doamna Iasca Bărdici, doamna Simona Mazilu, doamna Căvan, doamna Naie Șovaiala, total masculină, predominanța în juriu feminină, se balansează cele două lucruri. Voi lua loc imediat, de voi cere numele echipelor și vom da drumul la turneu. Bată! Guvern, vorbitor 1, Sergiu, da? Vorbitor 2, numele mic. Robert. Vorbitor 3, Ștefan. Reply. Opoziție, vorbitor 1. Vorbitor 2. Vorbitor 3. Reply. Ca la orice spectacol, o să vă rugăm frumos să vă închideți telefoanele mobile sau să le dați pe modul silențios, după cum exemplific. Așa. De asemenea, vă rugăm frumos, în pauzele de gândire ale acestui meci, să țineți conversațiile la un minim, astfel încât oamenii să se poată concentra. S-au străduit până aici, merită măcar atât. Atât, cred. Mulțumim frumos. Dau cuvântul primului vorbitor al guvernului. Șansa de a termina aceste studii liceale.
Cum faceți diferența între a fi obligat și a vrea? A fi obligat înseamnă că datorită tradiției, datorită modelului familiei, de influențele din familie s-au obișnuit în acea tradiție, acestea nu că neapărat că s-au obișnuit, dar încet încet, datorită normelor acestor comunitare, fac acest lucru în credere foarte mult. O să că femeile rome sunt deosebit de vulnerabile datorită abandonul școlar, deci au un nivel de studii foarte slab. Ce vrem să facem noi prin această discriminare pozitivă este ca să stimulăm mai multe fete să meargă la școală, pentru că noi considerăm că într-o comunitate de rom, femeia are rolul primordial în a educa. Și educația pe care el o să o primească va influența în mare parte și educația viitoare generală. Și dacă nu avem acum o schimbare, măcar încet, încet, pe viitor, vom avea o schimbare mult mai bună. Deci spun că dacă aplicăm această moțiune, o să avem unul la mână. Rezolvăm abandonul școlar, măcar pentru generația următoare, doi la mână. Acestea vor avea modele mult mai bune de urmat, în special femeile, și observăm că și copiii vor fi mult mai bine educați și trei la mână emancipăm comunitatea română și ajutăm să fie una ușor integrată. În momentul tot vă vorbim despre egalitate. Se pare că femeile rome, în momentul de față, datorită atitudinea anti-rome și datorită discriminării din interior familie, se pare că se confruntă cu diferite bariere. Observăm că acestea sunt discriminate din interior familie, acestea nu au niciun punct de decizie, sunt inferioare, observăm că sunt doar umbra bărbată, deci observăm că acestea nu prea au șansă să-și exprime punctele de vedere sau să facă toate aceste lucruri pe care ar fi normale. Și ce sunt prinse între discriminările societății majoritare care le consideră o etnie primitivă, o etnie care nu este bună și societăți și discriminări din interiorul familiei care menține femeia într-o stare de tăcere, într-o stare de marginalitate, fiind construit să stea exclusiv în munci feminine din interiorul acelei comunități. Noi, prin această moțiune, ce vrem să facem este să emancipăm cât mai mult această etnie. Pentru că dacă nu acum, măcar în viitor, vom avea o societate de rom mult mai bine educată. Pentru că femeia este un element de schimbare, putem spune așa, are rolul primordial în această familie. Deci, observăm că dacă aplicăm această moțiune, ce vom face este să avem o societate în care femeia și bărbatul au drepturi și oportunități egale, în care aceste norme comunitare din interiorul acestei familii nu o să fie la fel, nu o să influențeze la fel de mult percepția femeilor și percepția romilor în general. Vă mulțumesc și vă rog aprobarea. Mulțumim frumos, timp de gândire.